Doamnelor și domnilor, bună seara și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! Polițiștii acuzați că au luat mită și au pierdut locul de muncă. Cei doi oameni ai legii au fost mutați de la postul de poliție Fărcășești, acolo unde își desfășurau activitatea. În locul lor, reprezentanții IPJ Gorj au pus alții doi polițiști. După ce s-a descoperit că a primit mită de la un afacerist din localitate, șeful de post, Vasile Piscureanu, a fost destituit din funcție. Atât el cât și ajuntul său, Cristian Eugen Frântu, sunt cercetați pentru luare de mită. În plus, paralel cu ancheta procurorilor, șefii IPJ au dispus cercetarea polițiștilor pentru fapte de natură disciplinară. Cele două locuri rămase libere la postul de poliție Fărcășești au fost ocupate de alții doi polițiști care cunosc zona. Incidentul negativ în care cei doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost implicați este dezaprobat de către întregul colectiv de polițiști gorjeni. Conducerea IPJ Gorj a dispus imediat declanșarea procedurii de cercetare prealabilă în privința celor doi agenți de poliție, care de altfel au și fost mutați din funcțiile respective, din comuna respectivă, pe cele două funcții vacante fiind desemnați azi alții doi agenți de poliție care cunosc populația și problematica teritoriului de competență. Polițistul Vasile Piscureanu, fost șef de post în Fărcășești, este acuzat că a luat mită la sfârșitul anului trecut de la un om de afaceri din localitate pentru a nu mai controla marfa. În urmă cu două zile, când acesta negocia o nouă atenție, iar ajuntul său, Cristian Eugen Frântu, a primit suma de 200 de lei și 6 sticle de bere, câte 2 litri, polițiștii au fost prinși. Cel care a sesizat procurorii DICOT a fost chiar agentul economic. Polițiștii au fost prinși în urma unui flagrant. După mai multe ore de audieri, s-a dispus cercetarea lor în stare de libertate. Medierea promovată în noul cod de procedură civilă este o metodă mai ieftină și mai rapidă de soluționare a proceselor. La aproape o lună de când a devenit obligatorie, noua metodă de conciliere pare la prima vedere un succes. Și asta pentru că toate persoanele care ajung la mediere scapă de procesele lungi și costisitoare. Înainte de procesul propriu-zis, părțile trebuie să participe la o întâlnire cu un mediator pentru a încerca să-și rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, vor primi acte care să ateste că au încercat medierea, nu au reușit să se împace și numai așa procesul poate continua. La biroul de mediere unde lucrează ca mediator, Beatrice Lazar afirmă că 15 cazuri au fost rezolvate prin această metodă de când a intrat în vigoare. Onorariul pornește de la 400 de lei și în funcție de valoarea obiectului poate crește. Sunt cazuri rezolvate da, pe această cale, sunt. Aici la dumneavoastră la birou? Atât pe drept comercial, deci privind societățile comerciale, cât și persoane private, persoane fizice, dar juridice. Dar spuneați că încă oamenii sunt sceptici. Sunt sceptici și reticenți. Din păcate, noi românii suntem un popor conflictual și până când ajungem la judecată nu ne simțim bine. Înainte de a se ajunge la mediere, se trece prin etapa de premediere, asta însemnând o cerere din partea unuia dintre clienți prin care se cere deschiderea procedurii de mediere. Ședința de conciliere durează între 2 și 4 ore. Deși în continuare gojenii sunt sceptici în ceea ce privește acest nou concept, în țările Uniunii Europene foarte multe cazuri de litigiu sunt rezolvate prin mediere. Încă promovăm și facem publicitate ca toată lumea să știe că pot apela la această procedură de mediere, reprezentând o alternativă a soluționării pe cale amiabilă, deci să evite costuri, să evite stres emoțional, să evite și banii care sunt cei mai importanți. În cazul în care părțile implicate nu ajung la înțelegere, vor primi acte care să ateste că au încercat medierea, nu au reușit să se împace și numai așa procesul poate continua. Stare de alertă în județul Gorj după ce la nivel național a fost descoperită brânză produsă din lapte infestat cu aflatoxină. Acest produs a fost găsit și pe rafturile unor magazine din județul nostru. Inspectorii DSV au retras de la vânzare cantități importante de brânză și așteaptă acum rezultatele probelor trimise la un laborator de specialitate. Se pare că un distribuitor din Dolj a fost cel care a adus brânza respectivă în magazinele din Gorj. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare au desfășurat o serie de acțiuni pentru a retrage de pe piață produsul care pune în pericol sănătatea consumatorilor. Toate produsele retrase au fost puse sub sechestru până când vor veni rezultatele probelor trimise la laborator. Am avut și noi câteva unități care s-au aprovizionat de la furnizorul incriminat. La această dată, toate produsele spuse sub sechestru,
Este vorba numai despre brânză, nu este vorba despre lapte sau alte produse acide, iaurt, smântână. Angajații DSV au verificat chiar și dozatoarele de lapte amplasate în câteva zone din Târgu Jiu. De asemenea, au fost recoltate probe și din produsele distribuite elevilor prin programul Laptele și Cornul. Toate aceste probe au fost trimise la un laborator de specialitate din județul Alba. Vreau să asigur totodată că laptele care se consumă de către copii în cadrul programului Laptele și Corn de elev, să spunem, este controlat și nu există nicio problemă în momentul când facem această înregistrare. Au fost trimise probe la laboratoare? Noi încă de aseară, pentru că am avut o noapte albă, am recoltat probe de la fabricile de lapte din județul Gorj, am recoltat de la toate automatele de lapte și de la mari furnizori ferme, deci marile exploatații de ferme, de la peste 20 de animale. Aflatoxina se dezvoltă pe sporii unor ciuperci și apare la furajele depozitate în condiții necorespunzătoare. Reprezentanții DSV dau asigurări că doar consumate în cantități mari și pe o perioadă lungă de timp, produsele cu aflatoxină sunt dăunătoare organismului uman. Euroinsul, administratorul judiciar al Hidroelectrica aflată în insolvență, începe astăzi un program de concediere a 600 de angajați din hidroservuri, reprezentând aproape un sfert din numărul total de angajați ai acestor filiale de servicii și mentenanță ale producătorului de electricitate. Cele 8 hidroservuri controlate de Hidroelectrica au în total 2500 de angajați. De astăzi și până în luna iunie vor fi concediate 300 de persoane, iar până la sfârșitul anului își vor mai pierde locurile de muncă din hidroservuri alți 300 de angajați. Pentru a fi rentabile, hidroservurile ar trebui să rămână cu aproximativ 1200 de salariați, a precizat reprezentantul Euroinsol. Sindicaliști din unitate au protestat de mai multe ori împotriva acestei decizii, susținând că vor să muncească și că nu și-au încasat salariile. Sindicatele nu acceptă și protestează împotriva reorganizării filialelor Hidroserv, care până la 31 decembrie 2013 presupune disponibilizarea a 600 dintre cei 2500 de salariați existenți acum și aplicarea unui contract colectiv de muncă sustenabil din perspectiva veniturilor și unitar din punct de vedere al grilei de salarizare și a celorlalte drepturi de personal. Disponibilizările ar trebui să aibă loc în două etape, 300 de persoane până la 30 martie 2013 și 300 de persoane până la 31 decembrie 2013. Deci situația atât la sucursală Hidroelectrica cât și la filialele Hidroserv este destul de confuză, având în vedere faptul că administratorul judiciar nu are un program de reorganizare și ne amenință în continuare cu disponibilizări. Știți că la sucursale și la executivul Hidroelectric au fost disponibilizați 150 de persoane, mai urmează aproape 100 de salariați care sunt obligați ca să iese anticipat la pensie, iar la hidroservuri vrea ca să disponibilizeze cel puțin 500. Sindicatele de la Hidroserv au organizat joi o acțiune de protest în fața sediului Hidroelectrica. Angajații au protestat față de reducerea programului de mentenanță și față de concedierile anunțate de administratorul judiciar. Este primul protest al angajaților Hidroserv. În urmă cu câteva zile, peste 100 de angajați ai Hidroserv, porțile de fier, au protestat la Drobeta Turnul Severin, nemulțumiți că le-au fost tăiate drepturile salariale și că nu mai au lucrări care să le confere siguranța locurilor de muncă. Chiar v-aș ruga pe noastră presa ca să interveniți, ca acest administrator judiciar să respecte legea, mai ales că dânsul este avocat. Un administrator judiciar nu poate să facă disponibilizări fără un program de reorganizare. La sucursale Hidroelectrica nu au fost făcute disponibilizări după un program de concediere. A fost făcut prin reducerea unor posturi din organigrame, ceea ce nu înseamnă că a făcut un program special pentru concediere. Probabil că așa va proceda și la Hidroserv. Elevii de la Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu au fost la înălțime la etapa interjudețeană a Olimpiadei Școlare de Muzică. Județul Gorj a fost reprezentat de 20 de concurenți care și-au arătat talentul muzical la flaut, pian, corn și trombon. Toți elevii s-au întors acasă cu premii, iar la etapa națională, liceul va avea un reprezentant care are mari șanse la marele premiu.
Râmnicu Vâlcea a găzduit ieri etapa interjudețeană a Olimpiadei Școlare de Muzică. 138 de concurenți din 8 județe au concurat, fiecare încercând să impresioneze jurul cu instrumentul pe care îl studiază de ani de zile. Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu a participat la această competiție cu 20 de elevi, care s-au întors acasă cu premii speciale, mențiuni, dar și premii întâi. Ieri la Vâlcea a avut loc etapa interjudețeană a Olimpiadei Școlare, în urma căreia copiii promovați, copiii care obțin 100 de puncte, sunt promovați în etapa națională. Școala noastră a avut o participare foarte bună, 20 de concurenți, dintre care toți s-au întors cu premii și mențiuni. La etapa națională, care va avea loc în luna aprilie, au fost ales să participe 16 elevi, dintre care unul este elev al Liceului de Muzică. Beni Iordănescu studiază de un an trombonul și a reușit să impresioneze jurul cu talentul său. Băiatul are șanse mari să câștige marele premiu. Profesoara Iulia Dumitrescu a spus câteva cuvinte despre elev. A început recent trombonul, este în clasa 5-a, se numește Iordănescu Beni și a trecut mai departe pe faza națională. Când va fi următoarea etapă? Următoarea etapă este în luna aprilie, peste o lună. Biserica Ortodoxă Română pomenește mâine cei 40 de mucenici, sărbătoare cu tradiție și sărbătorită de întreg poporul român. Și gorjenii se pregătesc așa cum se cuvine pentru această zi, preparând colăcei în formă de cifra 8 cu miere și nucă. În acest an, sărbătoarea de mucenici coincide cu Sâmbăta Morților sau Moșii de Iarnă. Creștinii ortodoxi rememorează în fiecare an pe 9 martie martirajul sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Se spune că cei 40 de mucenici au fost înecați într-un lac tocmai pentru credința lor în Dumnezeu. De aceea, în zilele noastre, aceștia sunt pomeniți pentru jertfa lor pentru credință. Întotdeauna în ziua de 9 martie, Sfânta Biserică prăznuiește sfinții 40 de mucenici, o sărbătoare, sigur, însemnată, cu roșu în sfinte calendare. În amintirea patimilor celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei, care pentru credința lor în Dumnezeu, în Iisus Hristos, au fost înnecați într-un lac. Sărbătoarea de mucenici din acest an coincide cu Sâmbăta Morților sau Moșii de Iarnă, cum este denumită în popor. În această zi, credincioșii participă la Sfânta Liturghie a Bisericii Ortodoxe, se roagă pentru sufletele celor adormiți și îi pomenesc. Gospodinele pregătesc mucenici pe care îi împart apoi pentru binele casei lor și pentru cei care au trecut în lumea celor drepți. Sfânta sărbătoare de mâine coincide și cu Sâmbăta Morților sau Moșii de Iarnă. Mucenicii, așa cum sunt denumiți colăceii cu miere și nucă în forma cifrei 8, simbolizează jertfa celor 40 de mucenici care au pătimit pentru credința lor. Păi simbolizează exact jertfa celor ostași romani. Pentru că mierea este folosită de gospodine în prepararea mucenicilor, comercianții apicolii nu se plâng de vânzări în această perioadă. Cu toate acestea, la sectorul cu oale de lut, vânzările nu merg foarte bine, chiar dacă acum sunt la mare căutare, având în vedere că mâine se sărbătorește Sâmbăta Morților. Acum gospodinele preferă să cumpere oale din porțelan. Merge vânzarea la miere în perioada aceasta a mucenicilor? Perioada aceasta, da, da, cum să. Credeți că se cumpără pentru că mâine sunt mucenicii? Nu, lumea s-a învățat. E un aliment foarte bun, are multe proprietăți și o cumpără lumea. Ce fel de miere preferă lumea? Polifora, în general. Mai păstrează românii tradiția? Unii dintre ei, unii nu. Mai bine ia de porțelan și... Cum merge vânzarea? Slăbuț. În fiecare casă gorjeană, tradiția de mucenici și Sâmbăta Morților se păstrează. Credincioșii se pregătesc astfel în mod special pentru ziua de mâine, indiferent de categoria de vârstă. Se mai păstrează tradiția de mucenici? Da, se păstrează și la oraș, de ce nu? Și la țară, dar și la oraș, depinde de persoane. La mine, da, în familie, da. Cum se sărbătorește? Se sărbătorește, în primul rând, cu credința întâi la biserică, la Dumnezeu, prezența la biserică. În al doilea rând, la mine casă se fac mucenici, adică eu îi fac. Faceți mucenici? Fac.
facem, după putere. Facem cum se făcea deodată, mama. Se mai păstrează tradiția? Da. Noi bătrânii, da. Femeile au fost din nou privilegiate și răsfățate, chiar și de către oamenii legii. Polițiștii rutieri s-au înarmat astăzi cu ocazia Zilei Internaționale a Mamei cu flori, felicitări și mărțișoare pentru a le oferi doamnelor și domnișoarelor pe care le-au întâlnit în trafic. Reprezentanții Poliției Rutiere Gorj au ieșit astăzi la datorie și nu oricum, ci hotărâți să le impresioneze pe doamne și domnișoare cu mici atenții, precum flori și felicitări, alături de urările de bine ale polițiștilor. Cu ocazia zilei de 1 martie, Poliția Rutieră Gorj este alături de participanțele de trafic, în special de conducătoarele auto, și le-a oferit acestora în trafic felicitări și flori. Și cu urarea de a avea o primăvară frumoasă și drumuri cât mai bune. De asemenea, toate șoferițele au fost iertate astăzi pentru greșelile făcute în trafic și au primit sfaturi și recomandări de la polițiști. Astăzi toate femeile sunt iertate pentru abatere în trafic, dar le solicităm ca pe viitor să fie cât mai atente, să manifeste atenție și prudență în trafic și să respecte legislația rutieră. Gestul polițiștilor a sensibilizat participantele la trafic care speră să nu aibă parte de evenimente rutiere și ca polițiștii rutieri să fie mai indulgenți și în alte zile cu reprezentantele sexului frumos. Deci cu ocazia zilei de 1 martie, poliția rutieră vă oferă în dar această floare și felicitare și vă urez drumul cât mai bun. Să aveți o primăvară frumoasă. La mulți ani, vă rog. Părerea aveți despre inițiativa? Foarte frumos. Foarte frumos. Nu e primul an probabil. Am mai văzut. Poliție rutiere, vă dorim să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți și să nu aveți evenimente rutiere. Vă mulțumim, asta e foarte important și... O primăvară frumoasă, să rămână și tot ce vă doriți. Și noi vă urăm cât mai puține evenimente negative. Consider această inițiativă una foarte favorabilă. Apreciem noi femeile că ne acordă și nouă puțină atenție și i-am rugat pe domnii polițiști să fie foarte atenți cu noi în trafic, că noi întâmpinăm tot timpul mici dificultăți la parcare, la chestii dintre astea așa unde nu ne pricepem foarte bine. Să ne acorde și nouă mai multă îngăduință. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Drumul spre Europa trece prin oțel. După meciul de foc cu Vaslui, Pandurii lui Pustai trebuie să treacă și testul de la Galați pentru a-și continua traseul european. Culmea, tocmai Grigoraș stă în calea Pandurilor, antrenorul care i-a ridicat pe Gorjeni de la retrogradare și a dus la vârful clasamentului. Pustai n-ar zice nu unui egal cu oțelul. Pandurii au început perfect returul și trebuie să mențină ritmul dacă vor în cupele europene. Concurența e acerbă. Petrolul Vaslui, CFR sau Dinamo stau la pândă și așteaptă un eventual pas greșit al trupei lui Pustai. Este într-adevăr o presiune pe care trebuie să o eliminăm, pentru că și acea presiune este normală la acest obiectiv, pentru că se simte și în joc. Probabil frica de rezultat, dar... Importante sunt punctele, am reușit să le obținem din aceste două meciuri. Următorul test de foc e duminică la Galați. Viera și compania se bat cu fostul tătic Petre Grigoraș. Pustai țintește prima victorie din istoria Pandurilor la Galați, dar nu ar strâmba din nas nici la un egal. Ce punct a adunat în clasament este un rezultat bun. Noi deja trebuie să ne gândim la bariera de 50 de puncte și pe urmă la cea de 60. Dacă vom reuși să trecem aceste obstacole, vom fi aproape de participarea în cupele europene. Pustai s-a convins de forța gălățienilor după victoria din etapa trecută de pe terenul campionilor de la CFR Cluj. Chiar dacă oțelul are ca obiectiv doar cupa în acest sezon de primăvară, Pandurii nu vor avea misiune ușoară în Moldova. Da, au câștigat la Cluj. O victorie importantă pentru ei. Este o echipă în acest moment... să zic, într-o parte de mijloc a clasamentului. În 7 meciuri la Galați, Pandurii au obținut 3 remize și au pierdut de 4 ori. Meciul cu oțelul se joacă duminică de la ora 18. Energia încearcă imposibilul în derbiul Olteniei. Oamenii lui Nicolici țintesc victoria la Craiova pe terenul unei echipe în mare formă. În timp ce Energia e măcinată de probleme și nu mai are șanse aproape deloc la play-off, Craiova e pe locul 2 și se bate la titlu.
Energia se apropie de finalul unui sezon ratat, gorjenii sunt aproape de a-și lua adio definitiv de la play-off și nu scapă deloc de problemele interne. Conducerea e supărată pe antrenorul sârb Nicolici, care va fi demis la următorul pas greșit. Nicolici nu mai e în relații bune nici cu jucătorii, mai ales de când a declarat că se simte sabotat de aceștia. În aceste condiții, gorjenii încearcă imposibilul la Craiova. Derbiul Olteniei la basket se joacă pe alte coordonate acum. Dacă în trecut Energia era favorită, cert, acum rolurile s-au inversat. Trupa lui Nicolici se zbate la mijlocul clasamentului, în timp ce Craiova e pe locul 2 și visează la titlu. Derby și compania speră însă la o revanșă după eșecul din tur. Energia pierdea atunci acasă cu Craiova și începea decăderea în campionat. Sârbul Zeambi și uriașul Drăgușin sunt principalele pericole pentru gorjeni. Craiova e favorită, dar sunt optimist. Putem câștiga meciul, trebuie doar să ne apărăm bine. Putem învinge orice echipă, spune Nicolici, care va sărbători contra Craiovei meciul 100 pe banca Energiei. Partida din capitala Băniei se joacă sâmbătă seara de la ora 19. Vedem în continuare datele meteo. Și domnilor, cu aceste informații încheiem jurnalul orei 20. Nu uitați, acum ne puteți urmări și online pe www.gorjtv.ro, iar dacă ați surprins imagini care pot deveni știre, postați-le la secțiunea martor ocular a site-ului nostru. Rămâneți cu programele noastre, urmează editorialul Pilula cu glazură de ceanură realizat de Ovidiu Popescu. Să aveți un sfârșit de săptămână excelent! We'll be right back.